Nu este singur. Sunt atâtea mii de biserici care au ca și ocrotitor al lor pe Sfântul Nicolae. Sunt atâția creștini ce poartă numele de Nicolae, Nicoleta și diminutivele acestora, ceea ce confirmă și ne îndreptățește să credem că atât de cunoscut este, atât de familiar este creștinilor, încât a devenit nedespărțit vieții noastre ortodoxe. Ne gândim cu drag la Sfântul Nicolae din multe puncte de vedere. Ne gândim cu drag nu doar la faptul că prezența Lui, sărbătoarea Lui pe 6 decembrie deschide o poartă, să spunem, a magiei creștine, frumoase, a magnificului, aș spune mai degrabă, o sărbătoare, o perioadă a darurilor împărtășite și a bunătăților rânduite celor pe care noi îi avem în grija noastră și ne sunt dragi. O perioadă în care oamenii înțeleg să fie mai buni, să copie ceea ce a fost frumos în viața Sfântului Nicolae. O perioadă în care se intensifică un anumit stil de viață, ceva mai creștinesc comparativ cu restul anului, când, trebuie să o recunoaștem, dăm cumva uitării faptul că suntem creștini și că trebuie să trăim conform învățăturilor evanghelice. De câte ori nu au trecut oameni pe lângă noi care ar fi avut nevoie de un pahar cu apă sau de o felie de pâine. De câte ori oameni goi, fără o haină, n-au făcut frigul datorită negligenței noastre sau indiferenței noastre. De câte ori oameni care supereau și ar fi dorit ca cineva să le mângâie creștetul, măcar cu o batistă umezită. Și câte de aceste exemple nu întâlnim în fiecare zi, la fiecare pas în viața noastră. Dar lucrurile acestea sunt trecute cu uitare și noi mergem mai departe, iată, și continuă ritmul ei, galopant spre veșnicie. Așa că, această perioadă pe care Sfântul Nicolae o inaugurează în această seară, este o perioadă în care oamenii învață să fie mult mai atenți unul cu celălalt. Învață să fie mult mai sensibil la suferința celorlalți. Ne îndreptăm cu preponderență spre cei care chiar au nevoie. Și unii chiar nu au nevoie, dar pentru că ne sunt dragi, le oferim din prinosul inimii noastre bucuria de a trăi o fărâmă măcar din ea, pentru că îi vrem să fie fericiți, pentru că le dorim binele și pentru că acolo unde este să fie ceva mai mult. Ar fi bine ca această bucurie împărtășită să fie și să se îndrepte fără niciun fel de selectivitate spre cei care chiar au nevoie. Spre copiii care nu au niște părinți care să își permită să le ofere cadouri sau daruri de care au nevoie. Spre bătrânii pe care noi, semenii lor, i-am uitat. Spre bolnavii pe care doar boala îi mai mângâie, să le spun cu ghilimele, în viața lor. Spre cei care chiar au nevoie de o mână de ajutor, să-i căutăm, să-i referăm în societate, în comunitatea noastră și spre ei să ne îndreptăm cu o înviere, cu o mică înviere și veți vedea ce bucurie în suflet veți retrăi precum Sfântul Nicolae de Odinioară. Faptul că tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui și faptul că a știut să-și ascundă cu mare rigoare toate aceste fapte bune, cercetându-le pe cele trei fete în noapte, elibirându-i pe cei trei tineri din temniță, fără ca să dea publicității faptul că el a fost cel care a făcut lucrul acesta. Și multe alte fapte din viața lui care au rămas în anonimat total, recunoscute fiind mai târziu de către cei, de către protagoniștii acestor fapte, vine să ne arate că cuvântul Evangheliei s-a împlinit și în viața Sfântului Nicolae, așa cum ar trebui să se plinească și în viața noastră. Milostenia este o faptă tăinuită de oameni, descoperită de Dumnezeu și vădită la judecată ca meritorie și care va cântări atât de mult încât fericiți cei dinostii că vor fi miliți de către Hristos Domnul. Sfântul Nicolae este un sfânt mare al Ortodoxiei și dacă e să ne împropriem, mare ajungem și noi să fim ca el, pentru că măcar o parte din viața lui să ne definească pe noi aceștia care astăzi studim și o păstrim în acest pământ pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, dar pe care noi îl blestemăm în fiecare zi cu faptele noastre. Așa că, din purtarea din grijă lui Dumnezeu și cu rânduiala Preasfințitului Ioachim, astăzi am să îl prezint pe noul, pe cel de-al doilea păstor, nou aici, dar nu că nu ar fi cunoscut decât pe soțiile voastre, ar fi cunoscut
pentru că am mai fost pe aici diferite calități pe care le-am definit de-a lungul timpului. Părintele Călin Tuscanu este cel de-al doilea preot care va avea în grijă această turmă a lui Hristos, această turmă cuvântătoare a lui Hristos, încercând alături de Părintele Laurențiu Stegnan să vă călăuzească pașii către Împărăția lui Dumnezeu. Sunt cei doi păstori care vor lua asupra lor jugul acesta greu al mântuirii sufletelor. A celor ce sunteți aici de față, care vă doriți mântuirea, ei vor fi călăuzele părțiilor voastre, ei, cei doi, vor fi cei care vor trebui să meargă, așa cum păstorul cel bun merge în urma urmei, conducându-vă spre pășunea cea ce vă hrănește sufletele, spre izvoarele ce vor adăpa setea și spre lumina cea pururea fiitoare a lui Hristos. Așadar, Părintele Dorin Tuscanu, aici în frânta mea, este cel de-al doilea preot din parohia Sfântul Nicolae de Pești, un părinte cu o experiență bogată ale păstoririi sufletești, care a avut, așa cum am mai spus, în cadrul administrației parohiale mai multe ascultări pe care le-am reprimit cu râvnă, fiind și protopop de romani, actualmente fiind colaboratorul nostru la centrul de pelerinaj, Sfântul Antipa de la Calapotești, din cadrul centrului Eparhia Roma. Este un părinte sufletist, deosebit. Are multe studii și nu le amintesc aici, pentru ca să nu poată dormi la noapte liniștit. Este un om pe care vă puteți bizui, pe care vă puteți baza. Și pe Părintele Laurențiu l-ați cunoscut deja și știți ce fel de om este. Și am socotit că preasfințitul, gândind această colaborare între ei, va face și mai rodnică activitatea din această parochie de la Tripești, în așa fel încât bucuria întâlnirii cu Hristos și comuniunea creștinilor cu Hristos să fie dintre cele mai deosebite. Lumina din sufletele frăților voastre să nu se stângă, că pentru aceasta v-a fost rânduit acești doi păstori care să vă alimenteze candelele cu un de lemnul credinței, al dăruirii, al bunelor maniere creștinești, așa fel încât el să nu se stingă și, dincolo de veșnicie, să vă prezentați cu candelele aprinse pe cum cele cinci fecioare înțelepte. Îi urăm Părintului Florin o activitate pastorală misionară în parohia Tripești rodnică, cu multe succese și cu multe împliniri și bucurii, să ne bucurăm cu toții de această frumoasă armonie dintre ei. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți un praznic frumos și sărbători cu bine de acum înainte, la mulți ani tuturor celor ce purtați numele de Nicolae, Nicoleta și toate celelalte diminutive, să fiți martorii mântuirii în Împărăția lui Dumnezeu și Sfântul Nicolae să vă fie călăuză pe tot parcursul vieții. Amin. Să fiți binecuvântați. Prea cu binecuvântarea voastră, ca cu cea de ce părinte Florin, ca cu cea de părinți, frați creștini și surori creștine. Iată, suntem părtași la o coincidență fericită, și anume prăzduirea Sfântului Irac Nicolae, care este ocrotitorul și hramul acestui Sfânt Lăcaș, și prezentarea Părintelui Florin Tuscanu. O prezentare succintă i-a făcut eu personal acum o lună de zile, dar atunci am anunțat că va veni cineva de la centrul eparhial să îi facă prezentarea oficială. Mulțumim Părintelui Arhimandrit Climen, care este în triplă calitate aici, delegat al Preasfințitului, prieten al nostru și al frăților voastre, și în calitatea oficială de vicar eparhial, și mai deține și funcția de exar eparhial. Îi mulțumim și îi vom oferi flori ale dragostei, flori ale recunoștinței și flori ale respectului, pentru că, spuneam, este prezent aici în calitate oficială de delegat al preasfințitului Ioachim Băcăoan. Vă mulțumim și pentru prezențele anterioare, că este al treilea an când sunteți aici, pentru prezența actuală și pentru prezențele viitoare. Noi sperăm să așa cum sperați ca în relația colaborare,
între mine și Părintele Florin să fie una ideală. Așa și noi sperăm ca prietenia dintre preacuvioșia voastră și această comunitate, în mijlocul căreia a fost în mai multe rânduri și care la rândul ei a fost la preacuvioșia voastră și va veni, vom vorbi cu Părintele Florin să fie însoțitorul unui grup de credincioși, de eroreași acestei parohii. Numai cu binecuvântarea mea. Așa, și vom lua și aprobare de la preacuvioșia voastră să venim la Nisa Silvestre, că nouă ne place ce a făcut acolo. Ați văzut că se ridică și la noi ceva, dar sunt foarte timid față de ceea ce este la Nisa Silvestre. Mă bucur că aici mă simt ca acasă. Deci mai vin aici ca invitat, ca delegat, ca vin ca la mine acasă. Adică mă bucur de sărbătoarea în sine, ca și cum cream în mănăstirii mele ar fi Sfântul Nicolae. De altfel, Sfântul Nicolae are o legătură cu monachii, cu totul și cu totul special. Are felul lui de a fi și este perceput într-un fel unic de către monaci, așa că mă simt atât de bine aici și vin cu atâta dragoste încât n-aș putea să spun că vin ca musafir, ca invitat, ci vin ca un casnic al creștinilor. Dar spre prieteni, dacă mă considerați prieteni, eu vă consider că sunteți prietenii mei și de fiecare dată am văzut că nu fac la bate la a marca acest lucru și de a susține în continuare că această prietenie trebuie și întreținută. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim pe continuare prieteni și toți împreună prietenii al lui Hristos, în măsura în care Dumnezeu ne va descoperi cele ale vieții veșnice și noi să fim cei ce putem recepționa aceste mesaje și să le trăim cu adevărat. Preacucenice Părinte Florin, vă spun încă o dată bine ați venit. În acest cadru oficial, v-am mai spus și vă spun din tot sufletul, din partea mea, din partea membrilor Consiliului Parohial, membrilor Comitetului Parohial, din partea enoreașilor, care v-au oferit deja florile dragostei și ale nădejdii. Ale nădejdii de bună colaborare, ale nădejdii că vei fi păstorul pe care această comunitate și-l dorește. De asemenea, tot de partea membrilor Consiliului Parohial și membrilor Comitetului Parohial și din partea opții noastre, vă oferim o liturghie după care să slujiți Sfânta Liturghie cu sublimitate, cu înălțător, un molitvenic care să fie ghidul preacucericii voastre la răspunde trebuințelor sufletești, trebuințelor duhovnicești ale creștinilor și pentru că sunteți pasionat de istorie și filozofie, și nu numai că sunteți pasionat, dar aveți și un doctorat în istorie și un doctorat în filozofie, vă oferim această carte, Istoria Filosofiei Bizantine. Mulțumesc, părinte, vă rog. La sigur, cu toată dragostea. Preacuvioase, părinte Timel, părinte vicar, eparhial, preacucenice, părinte Laurențiu, preacucenici părinți și iubiți frați într-un Hristos, dragii noștri enoriași, că sunt și eu astăzi într-o ipostază care aduce cu ea emoții, pentru că astăzi m-ați înfiat, să spunem așa, ca un slujitor al acestei opște, acestei parohii, și de astăzi înainte oficial, deci fac și o parte din marea familie a Bisericii Sfântului Nicolae de la Trifești. Dragi invitați, că sunteți mulți dintre prietenii mei care ați venit unii de aproape și alții de departe. În primul rând îmi exprim bucuria de a sărbători acest hram al Sfântului Nicolae într-o atmosferă frumoasă, emoționantă și într-o atmosferă de frățietate. Ne simțim foarte apropiați toți cei prezenți, pentru că Sfântul Nicolae este Sfântul Dragostei și Sfântul care împarte daruri, așa cum frumos a menționat și Părintele Vicar, Părintele Pimen. Astăzi se deschide parcă o ușă către Împărăția lui Dumnezeu prin sărbătoarea Sfântului Nicolae, Sfântul Dragostei creștine care împarte daruri și care ne pregătește marele dar al creștinilor, nașterea lui Hristos, venirea lui Mesia, darul lui Dumnezeu. Iată, în această seară
Sunt bucuros și emoționat că m-ați primit încă o dată cu aceste flori ale dragostei, flori care să înmiresmeze acest altar și care să înfrumusețeze aici strana, icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni de la Trifești. Nu pot decât să aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru toate cele câte are vărsat asupra noastră de-a lungul celor 27 de ani de preoție și iată că prin voia lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Ioachim Bătăuanul am primit această nouă misiune de a veni aici la Biserica din Trifești, la Parohia Trifești, să mă alătur colegului meu și prietenului meu din seminar de acum 30 de ani, Părintelui Laurențiu Segneanu, cu care am fost și coleg de facultate și coleg de parohie, pe când eram la Moldoveni. Și iată așa a vrut Dumnezeu, după 30 de ani, să fim colegi la același altar, în aceeași parohie. Este o lucrare care ne depășește, este voia lui Dumnezeu cu noi oamenii și spunea cineva că nimic în viața unui om nu este o întâmplare, o coincidență. Fiecare lucru care ne se întâmplă are o latură ascunsă care este voia lui Dumnezeu cu noi. Și trebuie să o înțelegem, să o acceptăm și să ne încredințăm Lui, pentru că Dumnezeu știe ce este bun și ce nu este bun pentru noi și nu dă omului mai mult decât poate duce El. Deci, oriunde suntem implicați, angrenați într-o misiune, într-o lucrare, întotdeauna să pornim la drum cu ajutorul lui Dumnezeu, așa cum și eu astăzi L-am chemat pe Dumnezeu să fie prezent, să binecuvinteze această nouă responsabilitate și demnitate la care am fost chemat de a fi păstorul acestei comunități creștine atât de frumoase și cu tradiții atât de lungi în istoria, în spațiul acesta romașcan. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o și fiind astăzi o zi în care am fost prezentat oficial, poate că mulți mă cunoașteți din alte evenimente și ceremonii pe care le-am oficiat aici, pe când eram protopop la Roma. Iată, unii m-ați văzut pentru prima dată. Este și o zi de angajament, pentru că este un debut într-o nouă parohie. Mă alătur și eu colegului și prietenului meu, Părintelui Laurențiu, în această frumoasă lucrare pe care a început-o aici. Și vreau să mulțumesc și părinților care mi-au predat această ștafetă, Părintelui Gheorghe Miron, fost paroh aici peste 3 decenii, și Părintelui Dorel Ieva, care s-au alăturat în această seară soborului nostru de preoslujitori. Le mulțumesc pentru că, iată, fiecare dintre preoții slujitori a lucrat în această comunitate și roadele au venit în timp. Mulți dintre dumneavoastră le sunteți fii duhovnicești prin faptul că v-au botezat copiii, v-au curunat, v-au însoțit în momentele grele și s-au rugat pentru familiile dumneavoastră. Eu, în numele tuturor celor de față, le mulțumesc părinților și doresc să mă angajez și eu să pornesc această lucrare, să pășesc urmele lor într-o nouă misiune, pentru că fiecare dintre noi cu darul său, cu lucrarea sa, dar niciodată nu trebuie să uităm de cei care au trudit înaintea noastră. Mi-amintesc cu recunoștință și de Părintele Cazan, Costică Cazan, pe care l-am cunoscut personal atunci când am susținut examenul de admitere la seminar în 1981. A fost președintele comisiei și
Am aflat atunci că este preot slujitor la Trifești, deci Trifeștiul era încă de atunci o parohie foarte cunoscută și faima sa se datora într-adevăr Sfintei Făcătoare de Minuni, dar și preoților care au slujit aici și întotdeauna Preasfințitul a rânduit aici preoți de bază care să păstreze și tradiția locului, dar să dinamizeze viața pastoral-misionară, culturală, în această comunitate învecinată Romanului. Mulțumim tuturor celor care au susținut sărbătoarea de astăzi în Uriașilor noștri. Am avut bucuria să călătoresc și în parohie cu această moliftă Apostolului și am fost primit foarte frumos de către toți eluriașii noștri și vă mulțumesc și pe această cale și ne rugăm Bunului Dumnezeu și Sfântului Nicolae să ocrotească această parohie sub omoforul său și să ne binecuvinteze lucrarea noastră, pașii noștri în această lume spre o bună rodire și spre mântuirea sufletelor noastre. Amin. Rugăm și pe Preasfânta, Preacurată de Dumnezeu Născătoarea, a cărei Sfântă icoană este aici și care este de o mare importanță și se bucură de mare evlavie în rândul credincioșilor, nu numai din această parohie, nu numai din acest protobobiat, nu numai din această evlavie, ci este cunoscută și este căutată de credincioși din aproape toată țara noastră creștin-ortodoxă. Ca fiind grabnic ajutătoare, ca fiind făcătoare de minune, așa cum vi se mai spune.